La începutul acestui weekend, un subofițer de la unitate militară de pe Valea Bârgăului a organizat o partidă de vânătoare ilegală împreună cu doi oameni de afaceri. Cei trei au reușit să împuște un urs pe fondul de vânătoare al ocolului silvic al primăriei municipiului Bistrița. Partida ar fi fost organizată în complicitate cu paznicul de vânătoare, au descoperit anchetatorii. Pădurare face, băi, ne-au auzit tripușcătorul, face, băi, au zis Cristi nepotul că două le-au auzit, de-a pe a treilea nu. Pentru urs nu există autorizație. Am făcut solicitări că avem un surplus de urși, avem circa 26 de urși la un efectiv optim care ar trebui să fie pe fondul Cujma de 2 urși la tot fond. După împușcarea ursului de peste 250 de kilograme, militarul a tranșat animalul și împreună cu câțiva localnici a intenționat să-l transporte, dar mașina a fost interceptată în trafic de polițiști. În autoturism au mai fost găsite arma folosită la împușcarea animalului, precum și alte două arme, dar și două dispozitive de observare și localizare a vânatului. În urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că trei bărbați de 41-42 din municipiul Oradea și Sfânt Andrei, județul Bihor, și un bărbat de 49 de ani din comuna Leșu, toți deținători legal de arme de vânătoare, ar fi organizat pe raza unui fond de vânătoare, fără a avea eliberat o autorizație de vânătoare, împușcarea unui exemplar din specia urs. În activități ar fi fost sprijiniți de un bărbat de 65 de ani din Rusul Bârgăului, în calitate de paznic de vânătoare. Animalul tranșat se află la Direcția Sanitar-Veterinară din Bistrița, unde cel mai probabil va fi incinerat după ce se va efectua necropsia. Așteptăm ordonanța care trebuie să vină din partea poliției. După ce se efectuează examenul necropsii, vă putem relata mai multe detalii despre cauza morții animalului. Pentru cei doi afaceriști, pentru militar, dar și pentru paznicul de vânătoare din Bistrița Năsăud, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 50 de zile.